și fete, astăzi vă voi arăta ce se află în baza secretă a lui Siren Head. Astăzi, băieți și fete, vom face ceva foarte, foarte special, deoarece chiar acum, boys, în fața noastră se află baza secretă a lui Siren Head. Ați auzit foarte bine, fraților. Eu sunt foarte, foarte entuziasmat să văd ce o să găsesc în această bază secretă. Totodată am primit această hartă de la un abonat și mi s-a părut ceva foarte, foarte mișto. Dacă mai vreți, băi, să facem episoade cu Siren Head sau cu baze secrete, apăsați chiar acum butonul de like și un subscribe să ajungem, Doamne ajută, la 100.000 de abonați. Și după cum vedeți, băi, sunt pe această hartă de Minecraft, acolo sunt villager și efectiv e o hartă normală, adică n-ai ce să vezi în harta asta, este o hartă normală și aici, boys, undeva în junglă, dacă aș putea să spun, destul de ascuns, adică nu-i ca și cum e în mijlocul câmpului, se află baza secretă a lui Siren Head. Și aici se află un chest, hai să vedem ce scrie aici. Siren Head și foarte multe semne de întrebare. Hai să citim să vedem care e treaba cu această hartă. Nu uitați de like, let's go. Wow, cineva chiar a venit să vadă dacă Siren Head chiar are o bază secretă. Ei bine, da, doar că nu e chiar atât de simplu. Siren Head e într-o perioadă foarte tensionată și e posibil să nu vrea neapărat să te vadă. E alegerea ta dacă intri, ai grijă deoarece în bază nu e doar Siren Head. El e păzit de mulți mob ciudați și puternici. E alegerea ta. 10.000 de like-uri. Deci, boys, ci că Siren Head e într-o perioadă foarte proastă și că nu ar vrea să mă vadă. Deci eu intru cu riscul vieții mele în această bază secretă. Bine, hai să vedem care-i treaba. Spargem asta. Avem acolo de aia de apă. Hai să intrăm înăuntru să vedem ce vom găsi. Let's go. Hai. Ok, am intrat aici, boys, sunt destul de mulți oameni morți, e un sicriu acolo și aici găsim o nouă carte care se numește Alegerea ta. Hai să vedem. Ok, deci ai ales să intri, da, am ales să intru, foarte proastă alegere, o alegere destul de curajoasă, doar că acum nu mai ai cum să ieși și Siren Head ți-a întins o groază de capcane. Mergi cu grijă, se aude că sunt mine care bubuie peste tot pe jos, e posibil să fie fals, dar nu se știe niciodată. What? Boys? Sunt mine pe jos? E destul de nașpa asta. Oh, uite acolo câți mobi. Bro, uitați-vă câți mobi. Mamă, stai puțin, aici am ceva. Boys, asta-s puțin, uitați-vă aici câți zombi vin după mine, efectiv, și eu nu am ce să le fac, bro, pentru că nu am o sabie sau ceva, de ce nu trebuie neapărat să improvizez. Uitați-vă ce o să fac, boys, o să sparg lemnul ăsta. Deci, boys, știi că sunt mobi acolo. Ok, boys, mamă, deci trebuie neapărat să mă gândesc cum o să fac ceva. O să încerc să sparg, o să sparg lemnul ăsta și o să mă uit în chestul ăla. Hai să vedem dacă pot să fac asta. Ok, aici o nouă carte cu Cartoon Kid. Boys, acolo auto este ținut chiar Cartoon Kid, fiți atenți. Deci, boys, creatorul hărții mi-a zis că a pus o sabie cum intru pe ușa asta în dreapta. Hai să vedem dacă o găsim aici, pentru că nu pot să mă bat cu zombia aia, efectiv. Opa, nu văd nimic momentan. Hai să vedem. Uite o sabie, ok. Bun, am o sabie, trebuie să mă duc să mă bag cu zombie aia. Și aveam acolo cartea cu Cartoon Kid, m-am uitat pe ăștia. Mamă, muriți, bro, muriți toți. Muriți toți, lăsați-mă în pace, bro, efectiv nu am armură. Boys, nu am armură, meee. Lăsați-mă în pace, bro. Ok. Asta, pe bune, o să fie o hartă destul de grea, deci nu am. Mamă, să că am mai rămas încă asta. Mamă, încă doi, nu mai am nici puțin de armură. Am doar o sabie, după cum vedeți. Spargem asta aici și uitați-vă, boys, că aici e ținut-o static chiar Cartoon Kid, bro. What? Uitați-vă cum arată, este aici care e cartea. După cum vezi și tu, Siren Head îl ține static pe Cartoon Kid din niște motive super secrete pe care nimeni nu le știe. Și a pus gardienii să o păzească, nu se știe ce este mai în față. Mergi cu grijă, bro. Deci Cartoon Kid e ținut-o statică de către Siren Head. Ok, hai să mergem mai departe, boys. Să vedem ce vom găsi aici. Mamă, aici sunt foarte multe camere. Mi-e chiar, vă spun și că mi-e și frică să văd ce aici. Hai să intrăm prima dată în bibliotecă. Let's go. Mamă, ce e aici în bibliotecă? Sper că nu-i vreun mob sau ceva de genul. Bun, am ajuns aici. Hai să deschidem chestul ăsta. Biblioteca. Deci asta e biblioteca lui Siren Head. Ai ajuns în biblioteca lui Siren Head. El ține aici foarte multe documente secrete legate de crimele și faptele rele pe care le-a făcut. Dar foarte important e că într-un butoi din această cameră se află o carte scrisă de Siren Head pe care nimeni nu a mai văzut de zeci de ani. Tu ești primul care a ajuns aici, așa că ia cartea, te va ghida spre Siren Head. Deci în această, să spun așa, bibliotecă se află o carte care este gen, e scrisă de Siren Head acum foarte mulți ani și eu trebuie să o găsesc. Hai să vedem, boys, dacă o să o găsesc pe bune. Trebuie să fie pe undeva pe aici. Ok, am găsit-o, nu pot să cred așa. Și un lever, să vedem care-i treaba.
13 a 12 a 1970. Deci cartea asta a fost scrisă în 13 decembrie 1970, acum 52 de ani. Nu credeam că cineva va ajunge în camera asta vreodată, dar se pare că cineva a vrut să aibă destul curaj să intre aici. Eu, Sirenhead, sunt o creatură fără de frică și voi omorâ pe oricine care stă în cale. Dar dacă tu chiar ai ajuns aici, ți-a ce provocarea, ia leverul din acest butoi și intră în camera alăturată. Poate o să te șochezi de ce vei vedea. Deci, boys, eu am luat leverul ăsta și trebuie să mă duc în camera secretă și o să mă șocheze cică ce o să văd. Ok, nu vreau să fac asta, prima dată vreau să intru în camera asta. Ce-i camera asta? Labirintul morții. Ok, boys, totuși cred că o să mă duc în camera secretă. Ăsta e labirintul morții. Ok, ok, hai să intrăm la camera secretă. Să vedem ce e aici, bro. Mamă, iar foarte multe chestii ciudate. Avem aici o carte cu ai tupeul de la Sirenhead. Care a avut tupeul să intri? Nu ți se pare nimic atât de ciudat la prima vedere în afară de morții de pe jos, nu? Dar dacă te-ai uitat mai atent, în butoaie sunt capete de oameni care au încercat acum mii de ani să mă doboare și nu i-a reușit. Dar tu chiar ai ajuns departe. Oricum, nu cred că vei trece de labirint. Bro, deci aici... Bro, aici sunt capete de oameni. What? Ok, foarte ciudat, bro. Hai să mergem în labirint. Deci, bă, baza lui Sirenhead e foarte ciudată. Hai să mergem în labirintul ăsta pentru că mi-a zis că 100% nu o să trec de labirintul morții. Let's go, să vedem care-i treaba. Pe aici bănesc că nu trebuie să o iau. Nu înțeleg, pe aici, hopa, pe aici îi spar. Deci bănesc că nu trebuie să o iau pe aici. Hai să mergem mai în partea asta, știi ce zic? Acolo, nu, nu, nu. Cred că am ajuns unde trebuie, boys. Am ajuns aici, dar nu știu care-i treaba. Avem aici o carte cu prea mult tupeu de la Sirenhead. Deci Sirenhead, boys, pe bune se enervă, dar aici nu mai e nimica. Hei, băiatule, ai terminat și labirintul. Ai aici un buton pentru a ajunge la mine. Nu pot să cred asta, dar să fie bătălie. Deci, boys, ia stați. Eu am aici butonul ăsta, care știi că mă va duce la Sirenhead, adică eu urmează să mă bat cu Sirenhead doar cu o sabie de diamond. Eu filmez chestia asta, nu vreau să fiu stat sigur că o filmez. Deci o să trebuiască să mă bat cu monstru de temut Sirenhead cu o sabie de diamond. Boys, eu știi ce zic mai bine, tactica mai bună ar fi să apăs pe butonul ăla, pentru că după cum știți, eu nu pot să ies din baza asta secretă, pentru că ia, stai, că e super simplu. Dacă merg pe aici, uite, merg aici rapid, tu stați 2 secunde, ăla e cartonul închet, eu nu pot să ies din această bază secretă, pentru că e... Nu am d-astea scări sau ceva de genul. Așa că o să merg pe aici, fiți atenți. Și o să încerc să apăs pe butonul ăla și o să fug de Sirenhead. O să încerc să nu mă bag cu el și o să fug de el. Hai să vedem dacă chestia asta o să meargă. 3, 2, 1 și... Ok, boys, m-a teleportat aici. Avem aici o carte cu... Sunt jos de la Sirenhead. Bro... Sunt jos, te aștept la bătălie, ești primul care ajunge aici. Acum hai să vedem cine e mai tare. Bro, uitați-l pe Sirenhead, man. What? Deja se aud și sunetele lui. Băie și fete, vă dați seama că nu o să sar acolo și o să mă bag cu Sirenhead, pentru că asta ar însemna moarte 100% sigură. Așa că o să mă bucur că am reușit să scap din această bază secretă. O să-i arunc sabia și toate chestiile astea lui Sirenhead și o să las acolo în bafta lui. Ei bine, băie și fete, că v-am dus cu acest episod. Dacă v-a plăcut, uitați neapărat să apăsați butonul de like, însă haide, boys, de farme cu episodul. O să sar aici, o să să-i dau un hit la Sirenhead. Opa, am încercat, opa, dă stai, boys, poate pot să-l bat? Iuteți, boys, poate chiar pot să-l bat. Dacă-l țin în combo-uri de astea, poate chiar pot să-l bat. Uiteți-vă că el nu dă în mine, gen. Ok, dar cred că, da, cred că cel mai probabil e invincibil. Ia să lasă de-a în mine, nu, n-o să las. Bun, băieți și fete, că am văzut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal. După cum vedeți, mi-a dat să rehedura și mă duce acum în sus. Eu am fost Marius Iancu. Dacă v-a plăcut, mai facem episoade, să aveți grijă de voi. Pa, pa!